Bun găsit, prieteni, la o nouă rubrică Tactics. Astăzi avem fotbal internațional. Colegul meu, Mihai Dolinski, mi-a pregătit și a selectat extraordinar de bine două momente de joc din Juventus-Tottenham, meciul de Champions League, un meci extraordinar. Prima fază se referă la golul pe care cei de la Tottenham reușesc să-l marcheze. În momentul în care ai în față o apărare supraaglomerată, așa cum a încercat Juventus în foarte multe momente ale jocului, cea mai simplă metodă de a ajunge la poartă și de a înscrie este aceea de a face pressing. Pressing-ul este însă o armă cu două tenșuri, pentru că dacă adversarul știe să-ți facă contra pressing-ul, ești descoperit total și atunci poți tu primi gol. Dar cei de la Tottenham îl fac foarte bine, după cum vedeți, cu 6 jucători în zona, în ultima treime a adversarului. Încearcă să recupereze mingea și reușesc, chiar dacă nu într-o primă fază. De ce? Pentru că în momentul în care te duci să faci pressing acolo, în ultima treime de teren, linia ta de defensivă trebuie să fie foarte sus. Dacă fundașii tăi sunt fricoși, nu au capacitatea sau le teamă de a juca în duel unul la unul cu adversarul, ei se vor retrage și atunci toată această zonă va rămâne liberă și practic ești curățat. Ei bine, recuperează foarte bine pe acest moment de joc. Acum echipa care este dezechilibrată este cea a gazdelor. Juve, care a stat compact în apărare, este deslânată și atunci iată cât de ușor este să găsesc spații libere pentru jucătorii din atac care reușesc să marcheze. Spații libere pe care vom vedea imediat după ce vom urmări acest gol marcat, spații libere pe care le vor găsi facul pozițional și tot mai multe goluri din contraatac sau din faze fixe. Vorbeam de atacul pozițional, se poate face mult mai dificil. Se știe foarte bine că zonele în care poți dezechilibra un bloc defensiv sunt diferite în funcție de numărul jucătorilor care participă la fază și numărul fotbaliștilor care sunt plasați undeva pe linia de fund. Dacă avem 3 fundași centrale, atunci zonele vulnerabile sunt zonele laterale. Dacă avem 4 fundași, atunci trebuie să căutăm zona laterală prin schimbarea de direcție, prin mișcarea blocului într-o zonă și apoi schimbarea imediată a direcției în cealaltă parte. Dar ce faci când ai 5 fundași pe linia de fund și ai 4 jucători în față, o apărare compactă? Ei bine, atunci trebuie să bagi întâi mâna în buzunar să ții niște fotbaliști care să poată să aibă o posesie foarte bine, foarte bună în zona centrală. Tottenham a făcut lucrul ăsta și se bucură de prestația unor fotbaliști precum Eriksen, precum Dele Alli, precum Dembele, fotbaliști care pot combina cu ușurință în această zonă centrală, o și caută astfel încât să poată strânge tot blocul defensiv al adversarului într-o anumită zonă, așa cum vom vedea la faza aceasta. Îți trebuie foarte bună tehnică să poți face lucrul ăsta. Aleargă foarte bine, pentru că vedeți, Eriksen nu dă pasa și stă, așteaptă să se uite, ci dă pasa și merge în continuare pentru a o putea primi înapoi. Vedeți cum toată echipa celor de la Juve se strânge și în momentul ăsta trebuie să se elibereze o zonă. Se va elibera în sfârșit o zonă laterală care într-o primă fază a atacului poziționat era complet blocată. Ei bine, prin această mișcare, cei de la Tottenham au putut să ducă mingea la margine, așa cum vedem imediat. Eliberând jucătorul din margine, acesta ajunge în poziție de a centra și de a crea o fază periculoasă. Au încercat de mai multe ori și până la urmă au reușit cei de la Tottenham. Atât pentru astăzi, vă aștept cu drag la o nouă ediție Tactics data viitoare.